intrat în posesia unor informații bombă legate de înțelegerea pe care ar fi făcut-o Victor Slav și Bianca Drăgușanu după ce au hotărât să o ia pe drumuri separate. Frumoasa blondă și celebrul prezentator TV au tratat inclusiv aspectul financiar al despărțirii. Are mai multe detalii despre acest subiect Daniela Mireanu. Daniela, te ascultăm. Bun găsit, Ramona. Exact cum ai spus și tu, la 5 luni de la despărțirea Biancai Drăgușanu de Victor Slav, blonda și celebrul prezentator au discutat, așa cum ai spus, aspectul financiar al despărțirii. După ce au decis să-și vadă fiecare de viața sa, Bianca Drăgușanu și Victor Slav s-au pus de acord asupra cheltuielilor făcute pentru micuța lor. O sursă apropiată celor doi a declarat, inițial au decis să împartă totul pe jumătate, dar cu micuța stă mai mult cu Bianca, evident, balanța se înclină mai mult în partea ei. Bianca susține în mare parte cheltuielile micuței. Victor cotizează lunar cu puțin peste 500 de euro, iar Bianca depășește în lunile bune câteva mii de euro. Au fost luni când a cheltuit chiar și 5.000 de euro, pentru că nu se poate abține să-i cumpere micuței sale haine și jucării. Ramona, înapoi la tine. Daniela, mulțumesc!